la testat cu mulți jucători care au evoluat puțin sau deloc în acest sezon. Centrarea a fost ușoară. Matache, printre altele, a apărat în derbiul de România din sezonul trecut din Ghencea, acel 1-1, pentru că Dolha se accidentase și el. O primă șansă de gol pentru Dinamo. Gol înscris de Dinamo în minutul 3. Gol înscris de Andrei Cristea. Și iată că Dinamo începe perfect această partidă de la Liberec. Dispenseze de serviciile lui Ion Marin, ce din urmă Ion Marin a fost impus. Pasa lui Zicu. Andrei Cristea agață perfect această minge, șutează și îl învinge pe Hauser. 1-0 pentru Dinamo și Dinamo, iată, începe să spere. De altfel, am înțeles că Cristi Bordește Gebre Selassie. Nu este nicio legătură cu celebrul atlet etiopian, iată-l pe prințul Adrian Cristea, centrând în forță tonusul pe care l-a avut Dinamo după acele întâmplări de joia trecută. Acum este în o fază foarte periculoasă, dar Dragoș Grigore reușește golul reușit de Marius Nicolae, cel care astăzi este doar rezervă. Centrare înaltă și reluare extraordinară, respinsă de pe linia largă puțin, iar el a răspuns la acest reproș: ăsta sunt eu, nu sunt un fotbalist care să alerge din 16 în 16. O pasă excelentă, o pasă excelentă cu călcâiul Dănciulescu. La această rugare Ionel Dănciulescu se gândește să plece, nu vrea să fie la vârsta lui rezervă. Să vedem această fază cu un șut excelent, dar fault în atac, șutul lui Andrei Cristea. Dănciulescu, să revedem această fază. Nu, Adrian Cristea este cel care a combinat cu Dănciulescu, pleacă pe un culoar Cristea. Un șut de la mare distanță, care nu se duce. Gebre Selassie. Iată-l pe Ziedi Abate, șutul lui Ziedi Abate. Execuția nu... Ianis Zicu, trage Zicu, bară! Ce ghinion pentru Dinamo! Uitați să intre la pauză cu un avantaj mai consistent după ceea ce a jucat. Matache nu a fost solicitat în prima repriză, acum o greșeală de marcaj și minge respinsă incredibil de pe linie. Execută Adrian Cristea. Bine în fața porții, o minge ștearsă. Gol pentru Dinamo în minutul 11 al reprizei secund. Probabil destul de îngrijorat, încă o minge bună pentru Zicu. Ianis Zicu în marginea careului, Marius Nicolae. Șut în față, gol Dinamo, minutul 58. Greșeala lui Hauser și Marius Nicolae înscrie cu un stâng care îl caracterizează 0 și Dinamo este mai mult decât în grafic. Fentă foarte bună a lui Marius Nicolae, o greșeală totul. Probabil că acela ar fi fost scorul final. Acum, iată, în minutul 61, Dinamo are 2-0. Deja meciul ar fi fost în prelungiri, dar și așa este o șansă bună. Șutul lui Marius Nicolae îl obligă pe... Ocazie importantă, dar reușește să reziste în duel cu Vaha. Dragoș Grigore înalță acest balon la care sare Dejmec. Marius Nicolae, o problemă continuă pentru echipa adversă. Incredibile. Dinamo aproape de golul 3. Incredibil. Prima realizare a celui poreclit prințul în această partidă. O centrare respinsă. Minge care ajunge la Boștină. Boștină. Dinamo continuă presiune. Șutează Dorje. Foarte aproape Dorje de un gol magnific. Iată-l pe Boștină, foarte tehnic, trebuie să dea drumul repede la minge. O face cu o pasă excelentă pentru Andrei Cristea. Andrei Cristea se apropie de careu. Andrei Cristea! Ce ocazie! În concentrarea lui Dočkal și mingea se duce pe lângă stâmbici când Dinamo a avut dificultăți în fața celor de la Slova Liberec. Șutul lui Dorje, frumoasă execuție. Dočkal, trecere bună a lui Dočkal, așteaptă în careu Blažek. Deci o problemă pentru Matache, ce se întâmplă când ataci cu puțini oameni. Un singur jucător ceh în careul lui Matache, automat nu au fost probleme. Viteza lui Dorje îi permite să țină această minge în joc. Din nou Gebre Selassie, expusul lui duel 1-1 cu Dorje, care pasează marginea careului. Extraordinar, Hauser, gol! 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 Incredibil! Marius Nicolae face 3-0 pentru Dinamo. Uluitor, încă o greșeală a lui Hauser
și cu doar 9 minute înainte de final, Dinamo conduce cu 3-0. Nu vine să cred. Insistența lui Claudiu Niculescu și dubla lui Marius Nicolae. 3-0 pentru Dinamo. În acest moment aici la Liberec sunt prelungiri. Foarte mult în pauză, pauza dintre meci și situația. Dinamo a făcut cele trei schimbări. O intervenție hotărâtă acolo a lui Boștină. Torje, este o fază periculoasă. Așteaptă Claudiu Niculescu în careu. Centrarea vine spre Niculescu. Într-un sfert de oră atunci vom avea penaltiuri pentru acest meci. O pasă excelentă pentru Marius Nicolae. Șut! De colț pe care o execută Papușec. Periculos, extraordinar Matache. Incredibil. Incredibil. O pasă pentru Doșcal cu călcâiul în careu. Matache reușește să respingă. Hai Marius, 1-0 Dinamo. Hai Matache, Papușec. Ce aproape a fost Zicu cu un elan destul de lung. Zicu! Blajec dă pe centru porții, treze Gabi Boștină, un elan cam scurt al lui Boștină, dar execuție perfect. Nici nu mai apare în ecran Vaha, ce elan și-a luat, din nou atac. Torje și înscrie și el pe centru. Să vedem dacă se poate concentra Ghecov, dă peste poartă. Și Culescu față în față cu Hauser. În vinclu, impecabil față în față cu Matache. Hai Matache, Holenac, gol totuși. De multe ori în campionatul României se ratează lovituri de la Vulin. Șutul lui Vulin față cu Hauser. Grigore, impecabil, Este deja a 8-a serie de penaltiuri. Și să ajungă la ea. 7. Portarul nu are cum să apere într-o asemenea situație. Ghebreselassie față în față Molinero. Hai Molinero, șutul lui Molinero în vinclu, care se încurajează. Lișca șutează, apără Matache și Dinamo realizează miracolul. Se califică în grupele Europa League. Este o performanță uluitoare pe care o reușește Dinamo. Dinamo elimină pe Slovan Liberec. A fost un meci fantastic, un meci în care Dinamo a crezut în șansa ei și